Superficialitatea cu care sunt tratați românii când sună la 112 nu este o noutate. Asta reiese foarte clar dintr-un caz petrecut acum 4 ani în județul Telorman. Un cetățean a sunat la 112 pentru a reclama un șofer care părea beat și circula pe contrasens pe o stradă din Alexandria. Operatoarea de la 112 a făcut legătura la Inspectoratul Județean de Poliție. 112, ce urgență aveți? Bună seara, vreau să raportez și eu. E un nene beat, sunt din Alexandria. Da. Un nene beat era și pe contrasens, chiar aici, lângă Vâjeală. A intrat în parcare la Vâjeală. Pe strada asta a venit pe contrasens, a făcut stânga și formă în spate la Vâjeală. La Vâjeală, ziceți unde? Pe Carpați sau unde? Da, pe Carpați, exact. Rămâneți, vă rog, la telefon, o să vorbiți imediat cu poliția. Aveți reclam? Alo! Bună seara! Bună seara! Am sunat și eu o problemă, un nene mor de beat aici, care umblă până oraș și pe contrasens. Așa, și ce problemă este? Tot el era nemulțumit. Este mor de beat, era pe contrasens, dacă nu eram atent, intra și mine. Așa? Și cum asta ar fi problema? Da, bine. Da. Jurnaliștii Libertatea.ro l-au contactat pe șeful IPJ Telorman pentru a-i cere explicații. Inițial, în cazul polițistului respectiv, a fost declanșată o cercetare prealabilă. Ne-am autosesizat pentru că înregistrarea acelei discuții a fost publicată pe site-urile de socializare. Polițistul respectiv a fost atenționat la vremea aceea cu privire la modul de relaționare cu cetățenii și a fost monitorizat timp de o lună în îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a relațiilor cu cetățenii. S-a ajuns la concluzia că a fost un caz izolat. Nu am mai avut parte de asemenea incidente, iar polițistul lucrează și astăzi la noi. A fost răspunsul dat de Iulian Orbeșteanu, șeful serviciului cabină din Inspectoratul Județean de Poliție Telorman.